Am revenit la săptămâna de business, am discutat în prima parte despre ce s-a întâmplat la alegeri, care este structura de conducere a patronatului prahovean în momentul de față pentru IMM-uri. Am văzut foarte pe scurt care ar fi și strategia pe viitor, oglinda la ceea ce există, ne-ați prezentat-o dumneavoastră și aș vrea să mai spun un singur lucru, pentru că spuneați că avem 30 de IMM-uri la 1000 de locuitori. Să spunem că în vârful clasamentului european se află țări precum Portugalia, Olanda și Austria, care au fiecare mai mult de 200 de IMM-uri la 1000 de locuitori. România, așa cum spuneați, penultimul loc în Uniunea Europeană, este depășită chiar și de Bulgaria și de Ungaria. Mai rău decât România stă doar Grecia, care are 13 IMM-uri la 1000 de locuitori. Într-un fel poate fi și un avantaj pentru dumneavoastră faptul că suntem atât de jos încât de aici nu puteți decât să creșteți, nu? Dacă ar fi să facem o glumă. Da, sigur, dacă ar fi să ne raportăm la faptul că suntem atât de jos și putem să creștem, da, este sigur că da, trebuie să ne propunem întotdeauna să ne comparăm sau să încercăm să devenim ca cei foarte bine dezvoltați, cum sunt Austria, cum sunt Olanda, sigur, sunt țări puternic industrializate. Dar trebuie să ținem cont că această coloană vertebrală de care tot pomenim, aceste IMM-uri și-au spus cuvântul și în continuare își spun cuvântul în țările dezvoltate. Ele au o putere economică suficient de mare încât să-și impună la nivel guvernamental legi, stări de fapt, care să-i ajute în dezvoltarea și în crearea locurilor de muncă, în primul rând în crearea locurilor de muncă. Și aici, sigur că vis-a-vis de locurile de muncă, vreau să, în măsura în care timpul ne permite, Ne permite și chiar aș vrea să vă întreb, pentru că săptămâna trecută am avut invitații pe cei din conducerea Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, domnul rector Coloja și domnul prorector Minescu, și tema emisiunii a fost chiar aceasta, unde se mai pot angaja tinerii? Și dacă ați putea dumneavoastră, din partea patronatului, să ne răspundeți la această întrebare, vă acord timpul necesar. Da. Și nu numai tineri. Evident că aveți nevoie și de oameni cu experiență, nu numai tineri școliți în facultăți, care, așa cum spuneau dânsii, de multe ori au ca unic țel să plece să lucreze în străinătate. Din păcate, plecarea tinerilor noștri specialiști în străinătate este o realitate. Și asta pentru că mediul economic românesc în continuare nu le oferă acele avantaje materiale pe care tinerii noștri și le doresc. E foarte adevărat că, în general, ei doresc foarte mult sau își propun de la început niște venituri substanțiale, fără să aibă răbdarea necesară de a parcurge niște etape în a ajunge să câștige. Și, de asemenea, am constatat din studiile pe care le-am făcut că tinerii noștri preferă lucrul într-o companie multinațională, în loc să-și încerce să-și dezvolte propria afacere ca întreprinzător privat. Le e teamă de acest mediu, care, sigur, încă sunt multe de făcut în mediul de afaceri românesc, în așa fel încât el să funcționeze în parametrii optimi. Dar tinerii noștri, care de altfel sunt foarte bine pregătiți în școlile, așa cum spuneau invitații distinși și dumneavoastră invitați în emisiunea de săptămâna trecută, ei sunt foarte bine pregătiți. Universitatea de Petrol și Gaze, de exemplu, este o unitate recunoscută pe plan internațional. Ea pregătește cadre importante din rândul tinerilor. Dar, din păcate, ei nu-și mai găsesc locul în companiile românești pentru că, de ce să nu recunoaștem sincer, aceste companii nu prea mai există. Locul companiilor românești în economia românească a fost luat, din păcate, de companiile multinaționale care au înghițit companiile românești, fie au făcut în așa fel încât ele să dispară. Asta, din păcate, este realitatea cu care ne confruntăm și cu care se confruntă economia românească în acest moment. Dar, din punctul nostru de vedere al antreprenorului mic și mijlociu, el, într-adevăr, se confruntă în acest moment cu o lipsă extraordinară a forței de muncă, pentru că a început de ceva vreme să lipsească din educația școlară acea școală profesională. Școlile de arte și meserii, spre exemplu. Exact. Școlile de arte și meserii, școlile profesionale.
ele ajunseseră la un moment dat să fie ocolite pentru că se punea problema elevului care spunea pe eu să mă duc la o școală profesională, pe ce eu sunt mai prost. Cam la nivelul ăsta se punea problema. Și atunci, ușor, ușor, sigur, și prin bunăvoința conducerii, schimbării foarte dese a conducerii din Ministerul Educației, s-a pierdut din vedere acest aspect al școlilor profesionale. Din fericire pentru mine, am avut ocazia să particip la Consiliul Național la o întâlnire cu domnul ministru al Educației Curaj, care domnia sa vede într-un mod constructiv reînființarea acestor școli profesionale și educarea tinerilor în scopul integrării lor în muncă. De asemenea, noi, patronatul și împreună cu Consiliul Național, ne dorim să înființăm școli, să creăm un parteneriat, un proiect care se numește Adoptă o școală, prin care să creăm în cadrul acelei școli posibilitatea ca elevii școlii respective să facă practică în unități ale organizației noastre patronale. Ei să fie școliți în așa, să poată face practică, să învețe, să practic cunoștințele de care au nevoie, să le folosească mai departe în dezvoltarea lor practică. Și de ce nu poate fi un avantaj și pentru IMM-ul în cauză, care, având norocul să aibă în curte 1-2 angajați care să fie poate și bine pregătiți sau să se poată perfecționa, dar să fie serioși, să poată să-și rezolve una din problemele de care dumneavoastră aminteați ceva mai devreme, aceea lipsei forței de muncă. Sigur, IMM-ul ar fi, din punctul nostru de vedere, foarte avantajate să se poată realiza, să găsim acceptul școlilor care să dorească să facă parteneriat cu noi. Pentru că și noi ne-am rezolvat problema forței de muncă calificate. Vorbim de forța de muncă calificată în acest moment. Când va începe acest program? Haideți să discutăm concret. Noi ne-am propus ca acest program să înceapă odată cu anul școlar 2016-2017. Chiar la Comisia de Dialog Social de săptămâna trecută, la care a participat și domnul președinte Jianu, am avut contact cu doamna inspector, șef adjunct al Inspectoratului Prahova, care ne-am propus o întâlnire, tocmai în vederea inițierii unei discuții pentru acest parteneriat cu una dintre școlile ploieștene, în așa fel încât să reușim una, cu două, cu zece. Important este să începeți de undeva. Exact. Important, și să vadă important lumea este că acest program proiectul este serios, are credibilitate și atunci cu siguranță și alții vor adera la el, poate chiar din proprie inițiativă vă vor căuta ei pe dumneavoastră și nu invers. Da, pentru noi este foarte important să ne creăm forța de muncă necesară, strict, pe domeniile fiabile care funcționează în România, pe domeniile care pot crea locuri de muncă, pentru că noi în continuare producem elevi de cultură generală. Sigur, e foarte bine să avem elevi de cultură generală și oameni care mai departe să urmeze studii de specialitate, dar, din păcate, lipsește acea pregătire în domeniul practic pe care tânărul absolvent al unei școli nu mai are. El are niște cunoștințe teoretice pe care, din păcate, nu le poate folosi în practică. Vă referiți poate chiar la acea celebră glumă sau dicton comunist în care spunea că ne pricepem la toate, dar de fapt nu știm să facem nimic. Nimic, da, da. Ceva de genul acesta. Haideți să nu vă dau cuvântul încă, să vă gândiți, vă las un timp de gândire pentru a ne spune care ar fi direcțiile de acțiune ale patronatului din județul Prahova în perioada următoare și în timpul cât vă gândiți să urmărim împreună știrile săptămânii. Universitatea Petrol Gaze din Ploiești a găzduit a 8-a ediție a Conferinței Internaționale de Electronică, Calculatoare și Inteligență Artificială ECAI, la care au participat profesori, cercetători și studenți din țară și din alte 20 de țări de pe toate meridianele globului. Evenimentul este găzduit în premieră de municipiul Ploiești, promotor al său fiind Universitatea din Pitești. Printre organizatori s-au numărat universități din București, Iași, Târgoviște, dar și din Polonia, Turcia sau institute de cercetare din Japonia.
Estonia și România. În cadrul conferinței au fost prezentate aproximativ 150 de lucrări științifice atent selectate de specialiști, cu autori din aproximativ 20 de țări, printre care România, Bulgaria, Franța, Japonia, Turcia, China, Israel, Republica Cehă, India, Polonia, Slovacia, Suedia și Marea Britanie. Manifestarea este recunoscută de prestigioasa organizație internațională Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEE, și oferă oportunitatea cercetătorilor, comunităților academice, doctoranzilor, studenților și specialiștilor din industrie să-și prezinte activitatea, să se informeze cu privire la rezultatele celor mai recente cercetări din domeniile automaticii, științei calculatoarelor, electronici și ingineriei electrice, dar și să inițieze colaborări în vederea dezvoltării unor proiecte. Una dintre secțiunile conferinței a fost dedicată tinerilor cercetători și studenților doctoranzi. Totodată au fost organizate workshop-uri pe diverse teme de interes pentru cei prezenți la eveniment, dar și mese rotunde la care au participat reprezentanți ai unor firme de specialitate. În fiecare an, conferința se desfășoară în alte localitate. De exemplu, anul viitor va fi organizată la Universitatea Valahia Târgoviște, promotorul acesteia, Universitatea din Pitești, intenționând să organizeze o ediție a acesteia și în străinătate în viitorii ani. La conferința de deschidere au participat, printre alții, rectorul UPG, profesorul Pascu Mihai Coloja, președintele Senatului Universitar UPG, Nicolae Paraschiv, prorectorul UPG, Mihail Minescu, dar și reprezentanții din partea unor universități din țară și din străinătate, anfitrionul întâlnirii fiind Andreea Vlăsceanu, de la Biroul de Relații Internaționale al UPG Ploiești. Noile norme de aplicare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului au intrat în vigoare la 1 iulie 2016, limita minimă a indemnizației crescând la 1063 de lei față de 600 de lei cât a fost până la acea dată. Conform noilor norme de aplicare a CICC, aprobate în ședința de guvern din 22 iunie 2016, prin hotărârea numărul 449/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 473/24/6/2016, limita minimă a indemnizației crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, 1250 de lei, respectiv 1063 de lei față de 600 de lei cât a fost până la data respectivă. Limita maximă a indemnizației este modificată, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate. De asemenea, suma suplimentară pentru gemeni multipleți sau situații de suprapunere crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată. Stimulentul de inserție se stabilește la 50% din indemnizația minimă. Potrivit Ministerului Muncii, persoanele care în ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului, adopției, încredințării în vederea adopției, plasamentului sau tutelei au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară. Părinții care depun pentru prima dată cerere pot opta pentru concediu și plata indemnizației de creștere pentru o perioadă de 2 ani. Dacă doresc reluarea activității, aceștia pot depune cerere numai până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an și 10 luni pentru acordarea stimulentului de inserție până când copilul împlinește 3 ani. Părinții care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani nu trebuie să depună cerere pentru a prelungi sau relua concediul. Pentru aceste persoane, cuantumul indemnizației lunare aferente se realizează din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului. Totodată, prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, se face din oficiu. Am văzut, iată, și știrile săptămânii, ne-am reîntors la emisiune. Doamna Manea, doamna vicepreședinte, care ar fi direcțiile de acțiune pe care patronatul Prahova le are în vedere? În afară de ceea ce a spus domnul președinte mai devreme, cu ce ați putea să completați? În primul rând, pentru a realiza ceea ce ne dorim sau pentru a îmbunătăți situația pe care noi o constatăm, în fapt, zi de zi, în situația IMM-urilor la nivel, și la nivel local, nu numai la nivel național. Noi ne-am propus să ne, bineînțeles, să ne întărim structura la nivel local și să oferim mai mult decât, sau la fel de mult și în plus față de ce am făcut până acum, să oferim accesul la informație vis-a-vis de
proiectele legislative, să căutăm în rândul firmelor principalele probleme de ordin legislativ care pot fi puse în discuție. Cu ce se confruntă ele în viața lor de zi cu zi, exact. Deci asta am căutat și până acum, să vedem care pot să fie temele de, sau elementele pe care noi le putem propune spre modificare ca viața unei firme mici să fie puțin mai bună din acest punct de vedere. De aceea, bineînțeles, asigurăm accesul nemijlocit atât la proiectele de legi care urmează să fie discutate în Parlament, cât și avem o informare prin structura Consiliului Național, avem o informare privind legislația care influențează sectorul de afaceri, astfel încât întreprinzătorii să se poată pune la curent foarte operativ, foarte repede cu ceea ce modificări legislative influențează direct. Cred că este foarte valoros, foarte necesar să fim foarte la curent cu schimbările, tocmai pentru a nu fi expuși în vreunei încălcări a legislației. Oamenii de regulă se tem să nu încalce legea, vrem să fim corecți, dar nu întotdeauna avem capacitatea de a ne informa în totalitate asupra reglementărilor care vin. Sau cu siguranță și atunci, timpul necesar, pentru că legile... Și nici timpul necesar, da. Capacitatea din punct de vedere a timpului. Al timpului, exact. Da. Ar trebui, practic, să ai un om pe care să-l blochezi zi de zi, să stea pe internet și să vadă în monitor oficial, sigur, ce a mai apărut din punct de vedere legislativ, la vreun minister, la vreo agenție, sigur, ce s-a mai schimbat în contabilitate, pentru că lucrurile se mișcă și... Poate să fie mult mai ușor să primești pe mail principalele proiecte legislative și principalele modificări legislative din perioada anterioară. Și să înțeleg că dumneavoastră vreți să faceți lucrurile acestea pentru membrii care îi aveți? Noi am început să facem lucrul acesta și vom extinde sistemul de informare, pentru că, de fapt, Consiliul Național ne transmite această informație. Capacitatea noastră tehnică de până acum ne-a limitat puțin în a pune la dispoziția tuturor membrilor această informație, de a o pune la dispoziție în mod activ, pentru că altfel oricare dintre membrii putea să ceară informația respectivă și putea avea acces la ea. Însă, în momentul de față, lucrăm la anumite instrumente electronice prin care să putem să transmitem, ca să ne fie mai ușor și nouă și oricăruia dintre membrii pe care îi avem. După aceea, chiar ne interesează foarte mult zona aceasta de forță de muncă, de asigurarea forței de muncă, de asigurarea unei legături cu instituțiile de învățământ profesional sau chiar și teoretic. Este foarte important să știi care sunt absolvenții, proaspeții absolvenți, pe cine poți angaja. Noi am avut experiența anului trecut când am organizat două burse ale locurilor de muncă în cadrul unor proiecte pe care le-am desfășurat pentru tineri. Am avut atunci niște experiențe destul de relevante, pentru că am cunoscut atât nivelul de pregătire și cerințele tinerilor care ne-au venit la târg, cât am văzut și efortul firmelor care au venit să caute potențialii angajați, efortul firmelor de a identifica persoane care, chiar dacă nu au pregătirea necesară, să poată să fie formate, să aibă potențialul să vină într-o organizație, să aibă răbdare, să poată fi modelate în spiritul organizației. Exact, să poată fi pregătit și asimilat în organizația respectivă. De fapt, aceasta a fost și concluzia pe care au tras-o invitații de săptămâna trecută, pentru că și la Universitatea de Petrol și Gaze a avut loc un târg de joburi, luna trecută, și eu chiar am rămas surprins de faptul că, dacă până acum era trimis, am spus-o și în emisiunea trecută și o repet acum, erau trimiși directorii de la resurse umane sau mai știu eu cine să ia, să culeagă CV-uri de la potențialii doritori de locuri de muncă, acum au venit chiar directorul general, da, managerul firmei. Deci iată un interes mult mai crescut. Foarte și cred mare. Că acesta a provenit și din faptul că
nu prea se mai găsesc oameni bine pregătiți. Am discutat cu cineva de la agenția pentru formare profesională de la noi, de la Ploiești, și îmi spunea că sunt în momentul de față destul de căutate joburile care îți permit în afara orelor tale de program să faci același lucru și în particular. Să-ți suplimentezi veniturile făcând practic același lucru, dar și în particular. Colegii din regie ne roagă să mai luăm o scurtă pauză de publicitate, ceea ce vom face acum, nu înainte de a vedea împreună declarația săptămânii.